Alina, mulțumesc. Dimineață cu temperaturi de îngheț în jumătate de țară, chiar și cu ninsori în unele zone, dar cu vreme caldă, ploi și descărcări electrice în cealaltă jumătate de țară. Toate detaliile despre cum arată prognoza meteo în fiecare regiune a țării le aflăm de la expertul meteorolog Ana Păduraru, alături de mine în studio. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, Denisa, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Da, într-adevăr, putem spune că România a fost și în continuare este împărțită în două, având în vedere că, pe de o parte, am fost influențați de activitatea ciclonică din bazinul Mării Mediterane și au fost destul de multe precipitații în zona țării noastre, dar și o masă de aer mai cald, în special în regiunile din jumătatea sudică, însă în nordul extrem, nord-estul țării, a fost influența masei de aer rece dinspre Câmpia Rusă, care a determinat, pe de o parte, temperaturi scăzute chiar sub normele perioade, iar pe de altă parte transformarea precipitațiilor, ploilor în lapoviță și în ninsoare, și stratul de zăpadă consistent a fost înregistrat în zona montană în nordul Carpaților Orientali, dar și în județele din nordul Moldovei. În continuare, stratul de zăpadă se menține în aceste zone, dar trebuie să luăm în calcul și faptul că în județele din nordul țării, în momentul de față, este cod galben pentru ceață și burniță, și totodată crește și probabilitatea de formare a poleiului sau a ghețușului, funcție de condițiile locale. Este posibil ca această atenționare să fie prelungită și în orele următoare, dacă situația o va impune. În restul țării, pe parcursul zilei de astăzi, vor fi înnorări, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în regiunile intracarpatice, apoi treptat, pe măsură ce ne apropiem de orele serii, ploii vor fi prezente și în sudul și în estul teritoriului. La munte va continua la altitudini mari să ningă, însă în zilele următoare ninsorile vor fi prezente tot în zona montană, în zonele joase de relief ne așteptăm la ploi, însă ploi destul de multe în partea de vest, nord-vest și de centru a țării și local în restul zonelor. Temperaturile astăzi se vor încadra în general între 3 și 13 grade, valori termice apropiate de normele perioadei și chiar ușor peste acestea în partea de vest și de sud a țării. În zilele următoare ne așteptăm la alternanță, pentru că mâine vremea se va încălzi și vom ajunge să înregistrăm în sudul țării chiar și 18 grade. Cele mai scăzute valori se vor înregistra tot în nordul Moldovei, unde vor fi 3 grade. Pe parcursul nopților, însă, din ce în ce mai mult câștigă teren temperaturile negative și ne așteptăm la minime cuprinse în general între 5 și 8 grade. În nopțile următoare, minimele termice vor porni de la minus 4, minus 3 grade și vor fi cel mult 10-11 grade pe litoral. Ana, mulțumesc pentru informații.